ca nici, aproape ca niciodată, începem destul de la fix, fără sperton academic. Probabil că și faptul că vorbim despre timp va fi una dintre elementele care poate schimbă comportamentul nostru în moment, da? Ca de obicei, în fiecare luni încercăm să abordăm câte un subiect, de obicei destul de divers, de la o direcție foarte filozofică la una foarte pragmatică. Dar scopul pe care îl avem de fiecare dată este să creăm un cadru în care dumneavoastră, cei care veniți aici și care vă luați din timpul personal pentru a ajunge aici, să vă cunoașteți între dumneavoastră pentru a germina niște teme, dincolo de postura de spectator. Deci dorința noastră sau valoarea adăugată pe care o avem la toată întâlnirea pe care o generăm aici este ca dintre dumneavoastră și printre dumneavoastră să înceapă niște contacte naturale, cum s-a întâmplat acum între Șerban și un colaborator care sperăm să fie prietenul nostru mai departe, care, de fapt, sunt organizări spontane, apropo de procesul de autoorganizare. Astăzi continuăm cumva prezentarea făcută acum de două săptămâni legate de idei generale din această paradigma controlului haosului, a teoriei haosului, care face parte, după cum știți, din castravetele nostru știința complexității și care, într-un fel sau altul, îl vom derula împreună cu Șerban, invitatul nostru, Șerban Broșe, care va reaminti, apropo de ce s-a întâmplat data trecută, ca să facem o legătură cu direcția de abordare din seara aceasta. Mulțumim și Șerban, ai cuvântul. Deja data trecută am văzut filmul The Secret Life of Chaos, al lui Karenin, în care mi s-au dat temele nucleu al acestui nou domeniu, care este domeniul haosului, sau mă rog, al sistemelor dinamice. Și mi s-a definit conceptul de autoorganizare, mi s-a definit conceptul de condiții inițiale, da? Mi s-a definit conceptul de morfogeneză, da? Care este un exemplu în biologie de autoorganizare, da? Fără control central. Și vi s-au prezentat experimentele fondatoare care au deschis orizonturile către acest nou domeniu, care are și el o tradiție, da? Nu e, n-a ieșit din neant. Continuitatea rezidă în ceea ce am spus data trecută. Deci au fost trei evoluții corelate și distincte, da? Care au dus la un salt calitativ în înțelegerea domeniului haosului. Și am spus, a fost trecerea interesului științific de la sisteme simple, da? La sisteme mai complexe, deci atât pe terenul matematicii, cât și pe terenul fizicii. Dezvoltarea informaticii și a computerului, da, care a permis un calcul foarte rapid al ecuațiilor diferențiale care acordă valori numerice condițiilor inițiale. Da? Și al treilea factor a fost inovația lui Henri Poincaré, un geniu al matematicii, care a inventat metoda spațiului fazelor și a diagramelor fazelor, care a fost o mare, cum spun, o mare noutate și o modalitate de a putea capta proprietăți ale sistemelor dinamice care nu puteau fi captate doar uitându-le la valorile numerice. Și astăzi o să înțelegeți, iar concluzia care era, este că acest spațiu al fazelor, ca modalitate de a organiza spectrul total al comportamentelor potențiale al unui sistem, prin care natura selectează la un moment dat o anumită direcție, a devenit foarte răspândit sau generalizat, ceea ce matematicienii numesc o generalizare constructivă și completivă în același timp. Da? Și de aici a apărut noțiunea de atractor. Concluzia de data trecută era următoarea, că dinamica pe termen lung a sistemelor este determinată de atractorii lor.
iar forma atractorului determină tipul dinamic. Iar de aici s-a născut posibilitatea de a putea compara sisteme cu atractori diferiți. Da? Și mai mult decât atâta, ce se întâmplă când două sisteme cu atractori diferiți intră în interacțiune. Da? Iar astăzi va fi, cum a intitulat Florin, o călătorie în spațiul fazelor, ca să înțelegeți pe viu cum se lucrează cu acest spațiu al fazelor și cu diagrama de fază. Vor fi trei episoade din filmul Haos al lui Jos Leys. Sper că ați avut răbdarea să vedeți filmul, fiindcă Florin l-a pus la dispoziție, dar numai că filmul e foarte lung, are două ore și ceva. Da? Și Florin va intercala niște explicații, poate mai didactice, da? Și din perspectiva asta mai folositoare, ca să înțelegeți valoarea acestui tip de demers de geometrie, de geometrizare a sistemelor dinamice, prin caracteristicile lor calitative, și să înțelegeți cum se modifică noțiunea de predicție față de știința clasică și mai ales noțiunea de măsurare. Aici este punctul în care teoria sistemelor dinamice se desprinde de știința clasică. Și asta, să știți că are implicații, problema asta, care pare foarte abstractă, de pe care are implicații în modul în care vei concepe tehnologia. Concep tehnologia după paradigma newtoniană deterministă sau o concep după paradigma sistemelor dinamice. Da? Și cu asta îi dau cuvântul lui Florin și am o rugăminte. Deci mi-ar fi plăcut ca oamenii care au venit în seara asta aici să fi fost și data trecută, pentru că e nevoie de continuitate. Și dacă Florin v-a pus pe internet filmul, un film genial, genial făcut, da? O perlă, da? Păi luați-l în considerare și alocați-vă un timp să vă uitați la el, să-l vizionați cu atenție. Nu doar așa, urechește. Mulțumesc și îi las microfonul. În niște cuvinte foarte precise și foarte bine argumentate, zic eu, s-a făcut legătura cu ceea ce prezentat data trecută și în același timp s-a și sugerat observația că de fapt încerc niște conexiuni între ceea ce știm și să încercăm să vedem unde a apărut sau ce a apărut nou în problematica respectivă, astfel încât să merite puțin atenție. Pentru că de fapt problema de a aloca niște timp pentru a putea nu numai vedea filmul. Filmul e minunat, dar nu filmul e problema. Și pentru a aloca timp pentru a restructura mintea pe direcția acestei paradigme, pentru motivație. Deci deocamdată nu vom face decât o să încercăm să vă arătăm cam unde au apărut niște lucruri interesante care merită să motiveze și din asta eventual să facem exercițiu colectiv de tip exerciții de gândire. Exerciții de valorizare, de identificare a limitelor eventuale. Pentru că, de fapt, vorbim aici de o schimbare de paradigmă care înseamnă să înțelegem limitele paradigmei clasice și să vedem unde am putea să valorificăm creativ ceea ce gândim în etapa următoare. Vă sugerez un pic, așa, istoric, foarte rapid, ca să intrăm în poveste, pornind de la faptul că, de fapt, întreaga gândire a fost centrată pe observațiile noastre față de astre din jurul nostru, față de Pământ, față de lucrurile foarte tangibile, a căror experiență am extrapolat-o din ce în ce mai tare, până generând de cele din urmă o gândire obiectivă, o gândire capabilă să descompună întreg un părți componente. Realizăm asemenea montaje, am ajuns pe lună, datorită acestei abilități, de a transpune o funcție în elemente componente materiale, într-o formă în care, într-un fel sau altul, gândirea sistemică e la ea acasă. Din păcate, a apărut la un moment dat o problemă mai importantă, și anume partea de bio, în timp în care elementele de biologie au fost din ce în ce mai importante,
au apărut probleme noi. Au apărut probleme legate de metabolism, asta înseamnă evoluție departe de echilibriu termodinamic, asta înseamnă, de fapt, probleme neașteptate în stări noi, cum este starea coloidală, proprietăți neașteptate, cu fenomene electrice în conducție ionică, nu electronică, care creează cu tot o altă fizică. Ne-am obișnuit să aplicăm legile electromagnetismului, dar în general la conducție electronică și nu la conducție ionică. Când apare mișcarea de ioni, avem cu totul alte comportamente foarte deliniare, cu multe probleme la interfață și, de fapt, toate astea au fost readuse în discuție datorită faptului că a apărut biologic în discuție. Dacă nu aveam nevoie să ne uităm spre viu, nu aveam prea multe probleme, pentru că ne-am obișnuit și avem cu ce opera. Tehnologia actuală, industria actuală, bunul simț actual este deja centrat pe direcția asta. Nu avem încă metaforica necesară pentru a gândi, pentru că nu am făcut prea multă biologie. Ar trebui să facem niște cursuri de biologie ca să înțelegem ca cum funcționează diferența între un motor și un organism uman, ca să înțelegem diferența între un sistem, o gândire sistemică și o gândire organică, care are nevoie de alte ingrediente. Autoreglare, adaptare inteligentă, evoluție, negentropie, informație, deci intră într-un areal conceptual care acum începe să se formeze. Deci problema pe care noi o avem în momentul de față este să înțelegem că în clipa în care a apărut un artefact, am verificat întâi etapa asta și de tot treptat au apărut biomateriale, materiale biocompatibile, începe să apară probleme de ecologie, începem să virăm într-o triadă astro-bio-geo, care înseamnă cumva filozofia întregului pământ, planetă vie, pământul ca și Gaia, ca și filozofie de Gaia, care are nevoie atât de partea asta completă, clasică, de gândire reducționistă, nu s-o arunca la gunoi, dar are nevoie de toate ingredientele noi pe care le discutam. La interferența dintre acestea, este necesar să problematizăm altfel, să creăm o bază conceptuală specifică și, de fapt, întreaga activitate pe care o desfășor și la Academia Română, în acea institut de geodinamică, la acea catedră pe care am determinat-o, de astrobiogeofizică, problema generală este să creăm un cadru ontologic specific pentru abordarea integrativă a viului în context. Eu nu pot să discut numai de viu separat, neînțelegând că el totuși este integrat informațional în contextul ansamblu din care vine. Sociologia este cumva elementul generator al economiei. Deci nu pot să despart economia de sociologie. Sociologia este dependentă de areale, de culturi care multe sunt legate de structura fizică a solului, a subsolului, a vegetației, a climei și așa mai departe, deci e un cuplaj puternic între astrobiogeo. Și ca să vreau să fac dezvoltare sustenabilă, să fac politici de dezvoltare sustenabilă, trebuie să înțeleg bine acest nivel, acest echilibru foarte fragil între organic și anorganic, între entropic și negentropic, între viu și neviu. Fără această înțelegere profundă a acestui echilibru, putem lua niște măsuri aparent bune pe termen scurt și care sunt catastrofale pe termen lung. Deci este foarte important să ne propunem să generăm această integrare informațională și atunci, bineînțeles, că tot ce înseamnă problema de știința complexității devine cel puțin un candidat interesant la a fi studiat pentru a face această străpungere. Vă mai sugerez un lucru important, un personaj care sugerează, vă rog frumos, sugerează că ne ocupăm de mult timp de această idee de viu care schimbă puțin problematica respectivă. Este o perioadă din 1863, totuși, deci există ceva istorie care spune un lucru important. Noosfera este cel de-al treilea stadiu de dezvoltare a planetei Pământ, după ce o sferă și biosferă. Deci partea de noosferă, de gândire în sine, este element fundamental, e de sine stătător, e altceva. A generat în cele din urmă o transformare fundamentală și se spune, sau se sugerează, că așa cum viața a transformat geosfera, pentru că geofizica în ziua de astăzi nu e poate discuta numai ca o planetă care se mișcă așa prin spațiu, ca un bolovan prin spațiu, pentru că este foarte interelat cu efectele viului asupra geofizicii respective, tot așa apariția umanității transformă fundamental biosfera. Și pe că o înțelegem cu toții, apropo de ceea ce consumăm și amprenta ecologică actuală este 1,45, deci automat consumăm cam 0,45 din suprafața planetei, din viitorul planetei respective, la stilul actual de viață, care crește și acum în continuare exponențial. Deci vă dați seama cam la ce nivel de poluare și de transformare asistăm în această problematică, în care problema respectivă de gândire, de minte, de cogniție devine fundamentală. Am încercat să readuc în aminte toate aceste